Bună dimineața! Vreau să fac un film, un filmuleț, un montaj despre criteriile sau modul în care selectez, aleg eu un cal de anduranță atunci când vreau să-l cumpăr. Da, ce lucruri, ce criterii am, ce urmăresc să îndeplinească un cal de anduranță pentru a-l cumpăra. Am ajuns la aceste standarde în timp. În timp, cumpărând cai diversi, pur sânge arab și șaghi arabă, doar că erau rasa. Și știam eu că sunt pentru anduranță. Lucru care e greșit. Greșeli care le fac și colegii din anduranță. Mulți dintre ei și acum. Când spun, domnule, îmi iau cal arab, șaghia sau pur sânge, și e de ajuns. Eu vreau să vă arăt câte lucruri urmăresc până mă decid să cumpăr un cal de anduranță. Ce criterii, ce standarde vreau eu să urmăresc la acel cal, să le îndeplinească pentru a avea încredere că reușesc să fac un cal bun, competițional, competitiv, pentru a participa în probele de anduranță echestră. Haideți să începem. Da, deci primul cal despre care vreau să vorbesc este Havana, proaspăt potcovită, cam așa arată un potcovit la noi, pregătită la picioare. Bun. Deci Havana ieri a făcut un antrenament foarte dur de galop, dar e într-o formă fizică foarte bună. Nu mă interesează că e murdară, nu asta vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt primul lucru care îl fac eu când văd un cal. În primul rând, privirea de ansamblu. Privirea de ansamblu trebuie să fie echilibrat calul între lungime, înălțime, prindere gât, umeri, crupă, șolduri. Dacă ne uităm la acest cal, de la umeri cu greabăn, șold, picioare, ea trebuie să se încadreze într-un pătrat perfect. Da? Deci dacă noi vom desena pe o poză cu Havana un pătrat, ea va intra în acel pătrat, șold, umăr, picioare, greabăn. Da? Bun. Ține-i capul dreptoană. Vine Titania și de-aia întoarce. Pe urmă mă uit la prinderea gâtului. Gâtul nu trebuie să fie prins nici foarte sus, nici foarte jos. Eu nu trebuie să am un greabăn înalt, o iubita. Da? Deci aici nu trebuie să formeze o cocoașă. Deci acest cal nu trebuie să aibă un greabăn înalt. Pe urmă, urmăresc linia piciorului. Prinderea de la umăr la picior. Coborârea. Piciorul trebuie să fie drept. Mut-o puțin un pas ca să îndrepte piciorul din spate. Bună. O jumătate de pas. Hop. La spate. Urmăresc piciorul. Șoldul, umărul să nu fie foarte ieșit. La genunchiul, pardon. Deci șoldul, genunchiul, acesta este genunchiul, da? Să nu fie foarte ieșit, foarte avansat. Jaretul, să nu aibă coate de vacă. Coborârea tibiei să fie perpendicular pe sol în momentul în care ea stă în repaus și nu avansează. Deci asta înseamnă picioare drepte văzute din lateral. Ce mai important? Prinderea cozii. Coada unui cal de anduranță nu trebuie să fie prinsă nici foarte sus, nici foarte jos.
jos, cum spunem noi, ține coada sub ea. Da? După ce am studiat acest cal, nu mă uit că are cap frumos, cap de arab, cap de... Nu, eu mă uit la prinderea gâtului, greabănul, înălțimea greabănului, calul, spatele, să nu fie înșeuat, cum se spune, deci prea coborât, să fie o linie armonioasă între crupă, spatele calului și greabăn. Prinderea gâtului să nu fie prea sus, v-am explicat de genunchi, e repaus, Oana, mut-o puțin. Atât. Da? Și tot trunchiul calului, picioare, șold, umăr, să fie încadrat într-un pătrat perfect. Pe urmă, urmăresc fața. Și tot aici, treceți. Și tot aici mă uit la adâncimea toracului. Un cal cu un torace adânc, cât mai adânc toracele, da? Înseamnă un cal cu un volum bun respirator, cu niște plămâni mari, ca să spunem popular, niște plămâni bine dezvoltați, care îl ajută foarte mult la inspir și expir, la respirație. Am vorbit și de torace și acum venim la fața calului. Mut-o puțin, să calce către înainte cap drept. Nu o mut bine. Acum, hop. Bun. Și de aici urmărim cum coboară piciorul umăr, da? Deci greabăn, ține-i capul sus. Da? Greabăn, umăr, genunchi, bulet, chișiță, unghie. Trebuie să fie cât mai drept, cât mai liniar și perpendicular pe sol. Unghia nu trebuie să fie nici către exterior, nici către interior. Lărgimea pieptului trebuie să fie generoasă. Atenție, nu foarte largă. Un cal de anduranță nu trebuie să aibă un piept foarte larg, foarte dezvoltat. Cum spunem noi, două palme. Să aibă două palme, mai mut-o puțin. Hai la tată. Uitați. Hop, hop. Asta este lărgimea unui piept de anduranță. Pieptul trebuie să fie adânc, da? Ridică-i capul. Deci să aibă această linie. Nu trebuie să aibă mușchi aici. Dacă are mușchi aici, nu prea este ok. Eu nu aleg acel cal. Deci trebuie să aibă acel șanț la piept aici. Bun. Chișița nu trebuie să fie înaltă. Chișița nu trebuie să coboare. Da? Uitați. O chișiță dreaptă, scurtă. Atât la picioarele din față, cât și la picioarele din spate. Trebuie să aibă o chișiță, mai mut-o puțin, Oana. Să îndrepte spate. Atât. Hop. S-a pus stângul. Deci urmăresc chișiță scurtă și dreaptă. Ce mai urmăresc eu, dar nu este cazul havanei, pentru că la vremea aia nu știam aceste lucruri, urmăresc acel cal să aibă unghie neagră. O să vă arăt și cal cu unghie neagră, că am cai cu unghie neagră. Ce primează totuși la Havana, care a demonstrat că poate mult, are unghia asta neagră, dar toate unghiile nu sunt albe perfecte. Au inserție de negru. Deci asta înseamnă că au o textură destul de rezistentă. Pentru mine unghia albă, și există și studii în domeniu, unghia albă este o unghie mai moale. Și de ceva timp, de când am început să cumpăr cai, adică am început să cumpăr mereu, dar ultimii cai cumpărați, o să vi-l arăt pe Ceres, are toate unghiile negre. Să zicem, din punctul meu de vedere, acest cal Havana are un singur defect. Unghiile care nu sunt negre. În rest, picioarele din față sunt drepte, perpendiculare pe sol, mut-o puțin, Oana, în față, atât, perfect. Și picioarele din spate, la fel, sunt perpendiculare pe sol, nu are jareți apropiați, deci nu e închisă, unghia calcă bine către înainte, mergi 3 pași, Oana.
Atât. Deci unghia calcă către înainte, nu are jareții către interior, este un cal echilibrat. Repet, singurul defect la această iapă, care îl consider eu defect, este unghia albă. Oana, s-o duci la locul ei și o să filmăm al cal cu diferențe, care e diferit de Havana. Bun, acum vorbeam de comparație, am adus-o pe Fugara, sora Havanei, deci e soră cu Havana, au același tată, mamele sunt diferite. Și să vedem ce diferențe apar. Spun întâi plusul. Fugara are un plus care pentru mine contează, unghiile. Deci dacă Havana are minus, că nu are toate unghiile negre, Fugara are toate cele patru unghii, cele patru copite, le are negre. Deci, față de Havana, are un plus. Dar acum să începem cu minusurile. Și, în primul rând, de ce am cumpărat-o? Havana a fost luată la pachet, nu a fost un cal care mi l-am dorit, Fugara e luată la pachet, nu a fost calul pe care mi l-am dorit, eu mă doream pe Havana. Dar oarecum în negocierea cu doctorul Vali Georgescu am luat-o și pe Fugara la pachet să-mi iasă un preț bun la Havana pe care mi-o doream. Dar și Fugara, chiar dacă are minusuri, este un cal care a terminat cu succes 3 curse de 100 de kilometri plus 10 de curse naționale. Minusuri. Gâtul. Prinderea gâtului. Vă uitați la Havana și vă uitați la Fugara. Fugara are prinderea gâtului jos. Deci are prinderea gâtului jos, are deja cocoașe pe greabăn, deci are un greabăn înalt. Umerii sunt către în față, deci nu mai avem umerii cu piciorul care coboară perpendicular pe sol. Dă-o puțin mai în față, o jumătate de pas. Op, atât. E prea înapoi piciorul acum. Mut-o puțin ca să vină pe piciorul drept. Atât. Perfect. Vedeți, acum piciorul este perpendicular pe sol, dar umărul, cu piept cu tot, este mult mai în față. El trebuia să fie undeva aici. El avansează mult mai în față. Prinderea gâtului este jos, umărul este prea avansat, greabă în înalt. Pentru mine acest cal se numește cal încărcat pe față. Poți lucra cu acest cal, dar trebuie să-l muncești foarte mult la dresaj, să-i ridici fața. Deci va fi o muncă permanentă ca acest cal să galopeze mai sus. Altfel, el se încarcă pe față și va călca către în jos, pe sol. Crupa este foarte sus. Este un cal care are crupa foarte sus. Jareții sunt prea drepți. Deci trebuia să aibă o curbură mai bună la jaret. Mai mut-o puțin, Oana, ca să mute spatele. Atât. Vedeți? Chiar și dacă e flexat către înainte, este un jaret drept. Încă puțin mut-o, Oana. Atât. Perfect. Uitați cât de drept este jaretul. Prea întins piciorul. Genunchiul este prea în spate. Șoldul este prea în față. Deci avem 3 defecte mari la acest picior, jaretul prea drept, genunchiul prea în spate, șoldul prea în față. Umărul prea în față, este un cal care nu se încadrează într-un pătrat, se încadrează într-un dreptunghi, este prea lungă, raportat la înălțimea ei, crupa prea înaltă, dar și greabă înaltă. Este un cal ușor înșeuat. Puțin înșeuat. În rest, deci am zis o grămadă minus. Acum venim puțin în față, Oana. Hai la tata. Hop. Este un cal, hop, perfect. Este un cal cu o lărgime a pieptului la limită. Puțin prea largă la piept, ea fiind un cal acum oarecum tras, pentru că e în antrenament. Dar lărgimea dintre picioare este la limită de a fi prea mare. Unghiile din față. Doi pași, Oana. Are picioare drepte, dar avem o problemă cu un calcă.
Dacă vă uitați, calcă spre interior. Deci unghiile ei vin spre interior. Nu calcă către înainte. E un cal fotbalist, cum îi spun eu. Vârfurile copitelor sunt către interior. Da, sunt destul de multe defecte. Crupa. Chiar dacă e un cal lucrat cu musculatură, cu crupa, ei nu se îmbracă. Nu e o crupă încărcată. Deci e un cal cu un piept foarte larg, dar în schimb cu o crupă foarte îngustă, neîmbrăcată de musculatură. Și dacă un graș, să mai pun 100 de kilograme, ea se va lărgi foarte mult pe față, pe piept, iar crupa va avea aceeași formă. Dacă observați, e ascuțită, nu e îmbrăcată, o, tata. Nu se îmbracă, zona asta nu se îmbracă, da? Acești mușchi nu cresc și mușchii de aici. Deci e un cal care la lucru solicită foarte mult spatele pentru că nu are o musculatură dezvoltată și face un efort foarte mare pe trenul inferior. Spatele, care el de fapt ar trebui să fie foarte dezvoltat, că acolo este motorul, de acolo împinge calul. Ea, în schimb, este foarte masivă pe partea din față. Dacă ar fi să mai cumpăr calul ăsta încă o dată, nu l-aș lua nici gratis. Chiar dacă, repet, este un cal care a luat locul 2 la Cupa Balcanică, chiar dacă, dar cu muncă, cu eforturi ca să o ducem la acel rezultat. Dacă ar fi să iau un cal tânăr cu aceste forme, nu l-aș lua nici gratis. Gata, Oana, mulțumesc! Da, deci v-am prezentat prima parte a acestui filmuleț în care v-am arătat diferențele între doi cai, între două iepe, respectiv surorile Havana și Fugara, cele două surori, în care ați văzut diferențe, ați văzut minusuri. Ce minusuri are Fugara, destul de multe, ce minus are și Havana, care îl consideră un minus. Acum, în partea a doua filmului, vreau să vă arăt doi cai, ce pentru mine reprezintă... Bună dimineața! Ce pentru mine reprezintă idealul în alegerea calului pentru proba de enduranță. Cei doi căluți, spun eu, că îndeplinesc în procent de 99% criteriile pe care mi le-am stabilit eu, pe care în timp am ajuns să consider că sunt criteriile necesare de a alege un cal pentru enduranță. Dar aici vorbim decât strict de partea vizuală, partea în care verificăm calul vizual, verificăm calul din punct de vedere estetic, al conformației, al scheletului, cum este îmbrăcat scheletul cu musculatură. Mă rog, dar în seria acestor verificări, în cadrul acestor verificări pe care le fac eu, când aleg un cal, după ce am trecut de aspectul vizual și calul îndeplinește condițiile, să spunem așa, de a-l alege, pe urmă trec la o verificare mai minuțioasă, mai amănunțită. În primul rând, palpez tendoanele calului, palpez buletul calului, chișița, cum clește, iau fiecare copită în parte și strâng să văd dacă are dureri, dacă are jenă. Tendoanele trebuie să se prezinte nu umflate, nu încărcate, să nu aibă depunere de lichid la teaca de tendon. Dar tot în această verificare în zona tendonului, verific tibia, verific osul, da? Osul din zona tendoanelor, palpând și trecând ușor pe el pe toate zonele, să văd dacă are deformații osoase,
depuneri, ciocuri, cum spunem noi, da? Dacă a fost lovit, orice deformație de os pe care o constat, descalifică acel cal. Deci dacă are o cât de mică gâlmă pe os, o denivelare, din start renunț la mai verifica mai departe calul. Dacă apare o durere la bulet, iar îmi pun semne de întrebare. Da, repet, la bulet sau la copită, dacă apar niște dureri, acolo îmi pun semne de întrebare și apelez la un medic. La deformații osoase, nici nu mă mai interesează acel cal. Deformații pe os. Genunchi deformați, umflați, inegali, nici nu mai stau de vorbă. Buleți umflați, tot așa inegal, nu mai stau de vorbă, nici nu mă mai interesează acel cal. Am pomenit de medicul veterinar. Bine ar fi, când mergi să alegi un cal, să mergi și cu un medic veterinar care dispune de aparatura necesară de a face o radiografie, o ecografie, unde poți vedea ce nu se vede cu ochiul liber, respectiv partea osoasă a picioarelor, partea articulară, partea ligamentară. Ar fi bine să apelăm sau să apelați la un medic veterinar specializat pe cai și în general pe cai de sport, nu cai de căruță, și care să aibă și noțiuni și cunoștințe despre calul de anduranță, specificul calul de anduranță. Dar la fel de bine să nu fie un medic implicat în vânzarea acelui cal. Vă privesc în ochi și știu ce spun. Când mergeți să cumpărați un cal, nu mergeți cu medicul care v-a recomandat să cumpărați acel cal. Sau poate îl vinde chiar el. Ar fi bine să fie un medic independent, un medic care nu are legătură cu acel cal sau cu acel crescător. Și atunci te aștepți la un rezultat extraordinar. Sau profesionist. Repet, bine ar fi să faceți radiografii și ecografii la toate cele patru picioare. Ca să fii sigur. Chiar dacă tu nu vezi probleme la acele picioare, bine ar fi să faci acest test, ecograf și radiograf. Costă, da, e normal, pentru că și acel medic trebuie să tarifeze, dar nu trăiește voluntar. Te costă, dar poate te costă mai puțin decât în timp. Cumpărând decât la ochi, sunt șanse mari ca peste ceva timp să apelezi la acel doctor, nu să mai facă neapărat radiografii și ecografii, ci să facă direct tratamente. Așa că eu vă recomand să apelați la serviciile unui medic veterinar în testarea și verificarea acelui cal, chiar dacă voi ați ajuns la un nivel de cunoaștere și de pricepere în alegerea calului destul de ridicat. Ce spune aparatura și un medic profesionist? Spune mai mult decât noi crescătorii care am învățat din mers sau antrenorii care am învățat din mers să alegem un cal de anduranță. Vă voi arăta cei doi căluți care pentru mine reprezintă idealul în alegerea unui cal de anduranță, după care la sfârșit voi face un mic speech de încheiere și lămuritor în același timp. Haideți să-i vedem și pe cei doi căluți. Vă prezint acum primul căluț, care spun eu și deja l-am verificat și testat și încălecat. Avem deja două concursuri făcute. Puțin mai în față. Hop, acolo. El este vizir care, din punctul meu de vedere, acest cal îndeplinește absolut toate criteriile și condițiile de a fi ales pentru proba anduranță ecvestră. E un cal cu un gât prins foarte bine, cu un piept bine definit, umeri la fel bine definiți, picioare drepte, chișița nu este lungă, spatele armonios, nu are greabă în înalt, crupa bine îmbrăcată, coada prinsă foarte bine, jareți corecți, genunchiul foarte bine definit, șoldul de asemenea, este un cal foarte armonios,
foarte echilibrat, gâtul nu este lung, nu este scurt, are un gât foarte proporționat, bine proporționat cu restul corpului. Acest cal, dacă îl încadrăm într-un pătrat, intră perfect în acel pătrat. Mă refer, șold, picioare din spate, greabă în crupă, piept, sol. Deci acest cal se încadrează perfect. Bună dimineața, se încadrează perfect în neața, în tiparul meu de a alege un cal de anduranță. Vorbim mai departe, piept, uitați ce piept bine lucrat, bine definit. Calul este puțin tras, nu e gras, să spunem așa, este musculos, pentru că este în lucru, e în pregătire. Cristi, un pas în față ca să corecteze picioarele. Unghia este puțin mare, că nu este potcovit, stă strâmb. Hai la tată, hai la tată, hai vizirul, hai. Uhui, perfect. Uitați ce picioare corecte are. Unghia vine perfect pe sol, chiar dacă este crescută, are două luni de când e potcovit, trebuie potcovit. Pieptul bine definit, lărgime, exact ce spuneam mai devreme și când am vorbit la iepe, nu trebuie să fie un piept larg, un piept masiv, pentru că nu este cal de tracțiune, nu e cal de căruță. La fel, picioarele din spate, crupa îmbrăcată bine. Mută-l puțin, Cristi, ca să calce cu spatele. 3-4 pași. Mergi, mergi, mergi. Hop, hop. Uitați picioare drepte. Unghiile orientate când calcă către înainte. Ce să mai spun? Este idealul. Unghiile negre, am uitat să spun exact plusul care îl caut eu la caii de anduranță. Toate cele patru unghii sunt negre. Da, vizirul. Greabănul bine îmbrăcat, da, tată. Spate armonios, dar acest cal are toate unghiile negre. Este un cal foarte rezistent, foarte dispus la efort și cu un mental extraordinar. Ce spuneam, pe lângă toate criteriile, schelet, fizic, bla bla, calul care îl aleg eu trebuie să aibă o mentalitate pusă pe înainte, un mental pe înainte. Să fie docil, să stea la mână, da? Dar nu prea puturos. Din contră, eu caut cai dispuși la efort, cai temperamentali, cai care se ducă înainte cu energie și te ajută în a lucra cu ei. Ăsta este vizir, idealul calului de anduranță pentru mine. Cristi, să-l duci și să-l aduci pe următor. Bravo, vizir! Bravo, tată! Așa îmi doresc eu să arate un cal de anduranță. Uitați cât de corect calcă și cu fața și cu spatele. Și al doilea ideal, mai ideal decât vizir, pot spune, mai ideal decât vizir, nu, dar nu știe prea multe deocamdată, e micuț. Lasă-l să uite, Cristi, lasă-l să uite, nu te încurca. Uitați crupă, uitați picioare. Ce nu e, dar săptămâna asta va fi curățat la picioare, are deja 3 luni, nu a fost potcovit niciodată. Op, 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 op. O, Ceres. El este Ceres. Este calul perfect pentru mine, la anduranță, fibră lungă, gât prins bine, umeri, greabă, nana, crupă, uitați, crupă, picioare drepte, chișiță scurtă. Îl cheamă ăla. Așa. Ăsta este un cal. Acum, la 4 ani, în martie, am plinit 4 ani, ca vârstă, are 1,62 la greabă. Acest armăsar, pur sânge arab, produs la Mangalia. La fel, dacă ne uităm, este încadrat într-un pătrat. Pentru mine este calul care nu am avut ce să-i reproșez. I-am căutat defecte. Lasă-l să pască, dacă vrea. E scos de la padoc și își dorește să meargă înapoi. Treci puțin în partea cealaltă, Cristi. Acesta este calul ideal de anduranță pentru mine. Uitați un armăsar de 4 ani cum poate arăta. Unghii negre, picioare drepte, piept generos, nu exagerat, crupă îmbrăcată bine. Uitați-vă ce piept are acest armăsar. Hop, hop.
Hop, hop. Hai, Cristi, Dulcă e deja disperat. Ușor, tata, ușor, iubit. El n-a început dresajul, n-a început nimic. Este decât un mânz care mănâncă. Să-l lași să uite la cai în dreapta. Uitați cum calcă, cât de drept calcă acest cal. Cât de drept calcă acest cal. Da, ceres. Da, deci ăsta a fost filmulețul cu prezentarea mea vis-a-vis de cum aleg eu un cal de anduranță, ce criterii am, ce standarde mi-am propus să îndeplinească acel cal pe care vreau să-l cumpăr. Ați văzut prea bine că v-am arătat defecte atât la Havana, defecte mai multe la Fugara, defecte care le consider eu. Poate alții nu le consideră defecte, pentru mine sunt defecte. La fel de bine v-am filmat și v-am arătat doi cai care pentru mine reprezintă idealul calului de anduranță, respectiv vizir, care acum este castrat, și tânărul armăsar Ceres, care are abia 4 ani, care este, de câte ori mă uit la el, îl ador. Deci, acești doi cai îndeplinesc idealul pentru calul de anduranță, din punctul meu de vedere. Asta a fost prezentarea mea, cu detalii și despre medici și despre cum ar fi bine să apelați și să verificați un cal. Nu trebuie să faceți ca mine. Nu trebuie să mă copiați. Puteți să vă cumpărați cai după culoare, roib, murg, sur. Care calul, are scobitură de cal arab, cap de cal arab, mersuri, dansează. Eu așa mi-aleg cai. Ce, în afară de ce am spus în acest filmuleț, ce mai verific eu la cai? Mersurile. Bine ar fi să aveți un padoc undeva, mi-a mărțit mâna, să aveți un padoc undeva unde calul să-l lăsați să se miște liber, fără comenzi, fără să-l alerge nimeni, să facă puțin trap, puțin galop, să meargă, să-i studiați mersurile și la pas. După care, dacă nu știe la longe, n-ai cum să-l forțezi să-l dai la longe, dar îți poți da seama de un cal cum calcă, văzându-l și în libertate. Un cal care trântește picioare, tropăie, greu, dudum, dudum, eu nu-l cumpăr. Cu cât calcă mai ușor, nu-i aud pașii, plutește, cum se spune, se dezlipește ușor de sol, ăla e un cal interesant pentru el. Atât la trap, cât și la galop. Dacă la galop trântește și mai tare picioarele, nici nu mă interesează. Cu cât atinge solul mai ușor, ăla e un cal interesant. Deci importante sunt și mersurile. La final, verificați și mersurile. Dacă au depășit toate criteriile pe care vi le-ați impus de a alege un cal, încheiați la final și cu mersurile acelui cal. Unde urmăriți diagonalele, să calce egal, mă rog. Mă întorc, nu sunteți obligați să faceți ca mine, nu vă cer să faceți ca mine, eu v-am arătat doar cum fac eu. La revedere, mult spor, mult noroc, mult succes în tot ce faceți, să ne auzim cu bine și nu uitați, iubiți-vă cai.